cei care mai umblați câteodată la restaurant sau cel puțin o dată pe lună când luați salarul, sunele restaurante care îți spun acolo la intrare, n-ai voie decât cu un echipament, n-ai voie cu copii, altele n-ai voie cu animale. Dar îi cineva și în seara asta suntem în locul acesta pentru că îi cineva care ne primește așa cum suntem. Slavă Domnului! Noi avem la Timișoara o cântare care poate că o știți și dumneavoastră, spune viața e plină de întristări, grijuri vin zi de zi. Iisus ia toată povara ta. Slavă Domnului! El poate mântui. Amin. Să fie seara asta o seară a eliberării. Aleluia. Să fie seara asta o seară a mântuirii. Amin. Ca și aseară, ca și luni seara, aleluia, ca în fiecare seară. Aleluia. Pentru că Domnul are putere de mântuire, de eliberare. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Seara asta o să citesc un cuvânt despre un om respins de oameni și totuși omul ăsta nu s-a dat bătut. Românul se dă repede bătut. Dacă nu-i convine la lucru, cunosc pe o tânără, numai ce gătase școala și-o schimbat deja 6 locuri de muncă. S-o dat repede bătut. Venea la mamă sau plângând că s-o lua șefa de ea, nu i-o convenit, două zi nu mai mergea la lucru și căuta în altă parte. Oamenii resping, cedează ușor, dar o să ne uităm în seara asta la un om care a avut foarte multe piedici și toate le-a dat la o parte. Și când le-a dat toate la o parte, Domnul lăsa mântuire. Slavă și când Domnului. O pleca de acolo, o pleca plin de bucurie. Amin. Să plecăm și noi în seara asta, plin de bucurie din locul acesta. Amin. Mărit să fie numele Amin. Domnului. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Pagina în Biblie 1065, Fapte, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. Și mai zic încă o dată, și noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. A poruncit să stea carul. S-au coborât amândoi în apă. Aleluia. Și Filip a botezat pe famen. Aleluia. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Mulțumim de seara aceasta, de întâlnirea Amin. Din locul acesta. Și ar vrea să fie o întâlnire binefăcătoare pentru sufletele noastre. Amin. Am întrebat pe fratele păstor dacă mai rezistați, că am înțeles că duminică, au zis că abia acum ați început așa să vă dezmorțiți, să simțiți mai bine cuvântul lui Dumnezeu și mă bucură lucrul acesta. Puține biserici mai sunt în țară care țin o săptămână. Dar vă spun că aveți o șansă mai mare, nu numai o săptămână de evangelizare. În fiecare zi. Aleluia. În fiecare zi, fiecare Amin. Să facem lucrarea de evangelizare.
Că vă spun ceva, la păstorire nu suntem chemați toți, nu suntem chemați nici la prorocie toți, dar la evangelizare suntem chemați toți. Amin. Și să vă spun ceva, acum nu trebuia să încep așa, mă gândeam la altceva, dar vă spun, predicatorii din săptămâna de evangelizare nu pot repara ce stricați dumneavoastră un an de zile. Înțelegeți? Deci dacă ai mărturie, acum nu trebuie. Eu nu am cum să ți-o rezolv într-o seară. Nici Gabi Zăgrean, nici Bogdan, sau cine mai o mai veni și mai vine. Nu putem. De aceea noi suntem chemați, fiecare dintre noi, să ne păstrăm mărturia. Amin. În fața oamenilor. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ne uităm la famenul etiopian, un om admirat de mulți, mai ales de noi ca popor. Nouă ne plac oamenii bogați, așa-i? Să-i vorbim pe bogați, să ne uităm la ei, să ne uităm după ei. De sărar nu ne prea convine, nu ne prea plac. Mihai Eminescu a zis în scrisoarea a treia, spunea, eu îmi apăr, ziceți, sărăcia. Păi nu ți-o fură nimeni, frate. Soră, cine fură sărăcia? Fuge de ea! Nu o să vezi niciodată într-o hală dărăpânată camere de filmat. De ce? Că e sărăcie acolo, se simte cum a intrat pe stradă, că e ruină, știi? Dar în seara asta nu o să ne uităm la un sărac, că nu vreau să vă năcăjesc așa de la început de an, ci vreau să ne uităm la un om bogat. La un om bogat care, dacă ne uităm la prima vedere la el, putem spune că are tot ce și-ar putea dori un om în viață. Tot ce și-ar putea dori avea famenul ăsta. Avea bani, da? Era ministru de finanțe, niciodată nu o să vezi ministru de finanțe sărac. Nu trăiește pe cerșală, nu trăiește pe ajutoare sociale, ci întotdeauna trăiește din bani. Are și salar mare și cârmuiește o grămadă mare de bani, ca ministru de finanțe, da? Dacă ne uităm la el, o să vezi că omul acesta are funcție, are o funcție înaltă. Funcția lui care o avea îi dădea și influența asupra împărătesei. Știi ce înseamnă să ai influență? Să fii mic și să reușești să influențezi pe ăla mare. Că dacă ești mare și îl influențezi pe ăla mic, aia nu-i influență, aia e comandă. Îi spui, fă asta, dar zice că famenul ăsta avea putere la împărăteasa candacea etiopienilor. Ce făcea? O învârtea cum vrea el. Învârtea lucrurile cum... Știi ce zicea împărăteasa? Ai dreptate, mă, așa facem. Asta înseamnă să ai putere, nu? Tinerii, ce înseamnă să ai putere la fratele păstor? Să-i spui, frate, vrem să facem, nu știu, o seară de tineret. Și o să zică, bă, n-avem vreme. Hai, frate, atâta te milogești de el până zice, bine, mă, faceți. Și îți dai seama că un om mic a avut putere la un om mare. Zice cuvântul Domnului că omul acesta, funcția care o avea, îi dădea trecere la împărăteasă. Împărătea să saluta deciziile lui și lăsa după el. Dacă ne uităm la el, îl vedem că e sănătos. Ăsta nu vine la Ierusalim bolnav, nu? Dacă ar veni bolnav ca Naaman sirian, uitați-vă ce diferență. Da, ăla era general de armată și ăsta era ministru de finanțe. Unul vine sănătos și îl caută pe Dumnezeu. Naaman sirian îl caută din pricina bolii, din cauza că e bolnav. Câți dintre dumneavoastră nu v-ați pocăit în vreme de boală? Așa-i? Că sănătos n-ați avut nevoie. Dar uite că omul ăsta, și o să vedem imediat, ce face omul ăsta? Sănătos! Face un drum de 2000 de kilometri. Are bani, are funcție, are trecere, îi sănătos, are car, da? Nu umbla pe jos. Să nu stătea la autobuz și avea un car. Avea șofer, că zice că o poruncit să stea carul. Asta înseamnă că a venit și el, cum am venit și eu cu fratele Cristi. M-a adus el cu mașina și bine îndreaptă, mai ales are încălzire în scaune. Atâta de bine am dormit, că am plecat de dimineață, că am fost la mormântare la Dej și de acolo ne-am întors încoace, nu? E un har să ai, eu am mers mult și mai merg și acum, foarte mult singur. Și nu e ușor, dar când ai pe unul care duce, care te duce, nu mai spui, trage-mi peco acolo, oprește dincolo că vreau să cobor să mă dezmorțez, nu? Dai comenzi. Știți ce e interesant la omul acesta? Totuși are în viața lui, deși are tot ce și-ar putea dori un om, are o frământare. Are o frământare. Știți ce se întâmplă în viața lui? Îl caută pe Dumnezeu. Pune întrebări, are întrebări și vrea să le găsească răspunsul.
face un drum de 2000 de kilometri de la Addis Abeba, capitala Etiopiei, până la Ierusalim. 2000 de kilometri aproximativ face călătoria aceasta. Merge într-o călătorie să-L caute pe Dumnezeu evreilor. Pentru că ce se întâmplă? În inima lui începe să fie frământare. Îi frământare. Și omul acesta îl caută pe Dumnezeu. Face călătoria aceasta și bănuiesc că stă câteva zile. Că acum dacă erau 200 de kilometri sau 500 de kilometri, zicea, poate merge înapoi liniștit. Dar la 2000 de kilometri trebuie și ceva pauză. Stă câteva zile la Ierusalim acolo, da? Stă, studiază, se uită. E interesant că nu-l întâlnesc mari preoți, adică îl văd, dar nu îl bag în seamă. Auzi, ministrul de finanțe, și era și ușor de remarcat, pentru că așa cum recunoști un alb între negri, așa că îl recunoști repede, așa recunoști un negru, că așa era ăsta, era negru, că era din țara africană. Era ușor de recunoscut între atâți albi, că mai ales evrei și mai albicioși la față, nu? Imediat l-au văzut, dar știi ce au făcut marii preoți? Ca noi, nu te-am văzut, mă. Bă, dar știi că ai văzut că o trecut pe acolo pe lângă tine. Nu te-am, culmea, cum ai stat? Ai fost în biserică, ai fost acolo. Nimeni nu-l bagă în seamă. Nu-l lasă să intre în templu din cauza culorii, din cauza pielii. Și spuneam la început, că ori zis, nu, mulțumim, n-avem nevoie de tine. Știi ce au avut nevoie de la el? De bani. L-au lăsat să cumpere. L-au lăsat să cheltuie. Au zis, uite, acolo-i buticul, acolo-i standul de cărți, du-te, cumpără. Nu știu, acum nu au cumpărat el puțin, că la banii lui o fi cumpărat, da? Dar banii au fost buni, dar pielea nu a fost bună. Dar știți că Dumnezeu răstoarnă și o să vedem imediat că Dumnezeu răstoarnă valorile marilor preoți. Și nu interesat de banii lui, ci Dumnezeu interesat de sufletul lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Famenul caută răspunsuri. Are atâtea piedici, toate le dă la o parte, dă distanța la o parte, da? 2000 de kilometri le dă, nu-i zice nimeni, poftim, du-te, bagă benzină, nu era pe benzină caleașca lui, nimeni nu l-a dus la masă, nimeni nu i-a zis, cum te-ai simțit, Domne, așa la noi, un negru, cum vi se pare la noi la biserică? Nimeni nu-l bagă în seamă, nimeni. Păi te întreb, Doamne, Domnule, cum te-ai simțit să nu te bagi nimeni în seamă la pocăiță? Domne, ai lăsat din timpul tău. Ai venit pe cheltuiala ta, te-ai obosit, ai transpirat și nimeni nu te bagă în seamă. Știți de ce frații păstori ne mai pun câteodată? Eu nu am obiceiul ăsta, dar am văzut în unele biserici, întoarce-te în stânga, în dreapta, dă mâna cu cel din dreapta, din stânga. V-ați gândit vreodată că e un suport biblic și aici? De ce ne pune să dăm mâna unii cu alții? Știți de ce? Să nu pleci ca famenul etiopian. Să zici, bă, nu m-a băgat nimeni în seamă. N-a dat nimeni mâna cu mine. Uite că de-aia ne mai întoarcem în stânga și dacă nu ne cunoaștem. Dă mâna, am dat mâna cu toți frații de la intrare, nu i-am cunoscut. Dacă să nu cumva să se simtă ei ca famenul sau eu ca famenul. Și atunci am mers, am luat inițiativă ca să zic că cineva m-a băgat în seamă. Da? Omul acesta dă distanța la o parte, dă lipsa de interes la marilor preoți, dă deznădejdea. Păi când vezi că nu te bagă în seamă, așa te apucă o supărare. Așa te apucă de ștergi numărul ăla care te-a chemat la biserică, la evangelizare, nu? Zici, Doamne, dar o stat una nepocăită lângă tine. N-ai zis și tu două cuvinte. N-ai zis nimic, ai stat încă cu spatele, cu umăr. Uitați-vă că nu-l cuprinde deznădejdea. Pe noi ne-ar fi cuprins. Ne-ar fi cuprins. Îi spuneam la cineva. Noi avem două feluri de a-l face pe un om să se simtă rău, să nu zic altfel, da? Ori prin cuvinte, ori prin atitudine. Zice, dar n-am zis nimic. Păi zic, nu, dar eu știi cum, fără să zic nimic, te fac să te simți că pleci de lângă mine. De ce? Prin atitudine. Așa te fac, știi, pufă-i ca locomotiva și imediat, fără să spui un cuvânt, fără să spui. Uitați-vă că pe el nu-l cuprinde deznădejdea. Și știi ce face omul ăsta? Cumpără cartea prorocului Isaia. Nu știu dacă le-a luat pe toate cele 66 de suluri sau le-a luat numai Isaia 53. Dar la banii care i-au avut, dați-mi voie să cred că au cumpărat toată cartea prorocului Isaia. Toate capitolele le-au cumpărat și omul acesta pleacă înapoi spre casă. Știți cum pleacă? Plin de elan. Nu pleacă bufnat, nu pleacă supărat. Cum a fost la adunare?
Nu spun scoate sunete din astea, ci el pleacă plin de elan. Sulul care îl are acolo nu-l bagă la valiză jos, nu-l bagă la cală, să spună, văd când ajung acasă, îl pun pe perete. Eu și casa mea voi sluji Domnului, nu? Aveți pe acasă din astea, pe pereți, e plin. Dar știi ce trebuie? Să fie lângă noi. Că ăsta o lua sulul și l-a pus lângă el în cabină acolo. L-a pus lângă el pe scaun acolo. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu însuși este mișcat de sârguința lui. N-a reușit să-i miște pe cei de la templu și reușește să miște cerul lui Dumnezeu. Aleluia. Când îl vede Dumnezeu cu cât entuziasm merge și ia sulul și începe să-l citească, Dumnezeu îi mișca de sârguința lui. Știi ce face Dumnezeu? Îl cheamă pe Filip, îi spune, lasă familia, lasă tot, hai că cineva mă caută, hai că cineva strigă după mine. Ce-i frumos e că nu l-o aștepta Filip la templu să-l vadă, să zică, uite, mi-a zis Domnul că o să vii și vreau să îți spun ce mi-a zis Domnul, să-ți explic ceva, ăștia nu te bagă în seamă, de-aia am venit eu ca să nu cumva să te superi, nu? Știți când Dumnezeu mișcă cerul și oamenii lui? Știți când? Când omul se apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Când omul pune, nu că așa ai venit, cum a fost? Am venit și eu la pocăiți, îmi plac cântările de la pocăiți, îmi plac cântările, vă ascultăm cântările, vă ascultăm predicile. Dumnezeu nu are nevoie să asculți tu predicile dacă nu pui mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Cerul se mișcă când omul pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara asta ne uităm la famenul acesta etiopian și să vedem străinul acesta cum mișcă cerul. Ce învățăm de pe drumul lui? Drumul lui și drumul nostru. Primul lucru care îl învățăm în seara aceasta este că fiecare om e important înaintea lui Dumnezeu. Amin. Mai spun o dată, fiecare om e important înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are unitatea de măsură cum o avem noi. Nu, nu. Am stat lângă un frate, nu vă zic cine, la mormântare la Dej și fratele Cristi avea o pereche de Adidas și el se pricepe, omul acesta, se pricepe foarte bine la pantofi, la papuci. Când îl vede Adidas și lui fratele Cristi, zice, mă, tu ai talpă din asta foarte scumpă. Și într-adevăr, no, el e om de business și zice, dar ăsta imediat a recunoscut talpa, pentru că el e producător de pantofi, de papuci. Și a zis, tu ai o talpă foarte scumpă. Mă uit și eu să văd, că n-am știut cu cine umblu, până mi-o zis ce talpă are. Și mă uit și eu să văd ce talpă are. Și după aia fratele ăsta se uită la mine la pantofi, la tine zice, nu mai zis nimica, eu știam că nu-i nimica de zis. Odată așa din mână zice, ai tăi, nu mai zis nimic. Vedeți, noi avem, nu m-am supărat că-s prieten cu el și așa a fost un sentiment de plăcut de sinceritatea lui debordantă care o avea. Dar vedeți, noi ne avem baremele noastre. Avem unitățile noastre de măsură. Ne uităm la insignă, ne uităm la ecuson, ne uităm să vedem. Și atunci noi avem altfel. Avem locuri în față pentru ăia care nu-s negri și avem locuri pentru alții care sunt mai altfel la culoare de cum suntem obișnuiți noi. Decât suntem obișnuiți noi. Dar știți ce se întâmplă? Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Amin. Spune cuvântul Domnului că Domnul trimite pe Filip, nu pe Dani Popa, nu pe nu știu cine, da? Îl trimite pe Filip și zice, Filipe, te duci unde? În pustie. Că acolo e cineva care vreau să-i fac demonstrație că nu-l las singur, că nu-i părăsit. Aleluia. Du-te și ajunge carul acela. Aleluia. Vă dau un exemplu. Noi am avut în luna octombrie, la sfârșitul octombrie, am avut un botez în apă și printre candidații care i-am avut, a fost o femeie. Femeia aceasta a început să vină de aproximativ un an și ceva la biserică, cu vreo 3 copii după ea, 2 mai mărișori, așa, și unul micuț de tot în brațe. O femeie foarte năcăjită, săracă, cu multe nevoi. Și de fiecare dată când se găta slujba, duminica seara venea în birou. Și totdeauna spunea, stătea la biserică, la tot programul și venea la final și spunea, vă rugăm, vă rog, dați-mi ceva de mâncare sau cumpărați-mi ceva de mâncare la copii, nu am ce să le dau. Nu era pătimașă, nu, era într-o stare de sărăcie. Și s-a dovedit în timp după aceea că femeia avea dreptate. Și în fiecare duminică ea venea la biserică și seara, când se găta slujba, venea și primea ceva din partea păstorului de la biserică.
Într-o seară a venit la biserică și când a intrat în birou, păstorul, noi ne căutam, nu, dacă a venit, din obișnuință îi se dădea ceva. Dar au zis, nu-mi dați nimic, n-am venit pentru asta. Noi ne-am uitat, pentru ce ai venit atunci? O zis, zice, vreau să-mi dați o cerere de botez. Că zice, vreau să mă întorc la Dumnezeu. I s-a dat o cerere de botez și în luna octombrie, cu multe nevoi, cu multe necazuri care le-a în viață, au venit printre cei 51 de candidați, au fost și femeia aceasta. Vine cu copiii, am văzut-o într-o mare țară la rugăciune, vine cu copiii la rugăciune, atâta să chinuie cu ei, să roagă și acum poate, copiii trag de ea, o împing, îi la capătul puterilor, dar au venit la rugăciune. Și m-am uitat într-o mare seară când am văzut-o, cum o chinuie copiii. M-am uitat la ea și am zis, Doamne, Tu ai iubit pe femeia asta. Am zis, Doamne, e adevărat ce a zis Petru în casa lui sutașul Corneliu. O zis, văd cu adevărat că Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu s-a uitat după oameni să spună cât ai, mă, cât ai în cont, că îmi plac din ăștia. Oamenii ăștia mi-i plac. Nu, Dumnezeu nu l-a întrebat câți bani are, nu l-a întrebat câtă școală are. Și Dumnezeu s-a uitat la inima lui. Îți spun ceva, domnule și doamnă și tânăr drag care ești aici. Dumnezeu privește spre inima ta. Amin. Suntem în seara asta în locul acesta ca să-ți spunem că Dumnezeu te iubește. Amin. Dumnezeu pe toți ne iubește la fel. Aceeași valoare are biserica Elim din Timișoara. La fel cu biserica dumneavoastră. Amin. Sau cu biserica aia de 15 persoane. Dumnezeu nu face diferență când e vorba de mântuire. Și îi spune, Filipe, nu comenta, te duci unde, Doamne, în pustiu? Acolo te duci. Știi cum își arată Dumnezeu dragostea că îl iubește pe famenul acesta? Îl pune să alerge pe Filip, merge aproximativ 80 de kilometri până în pustia aceea, ca să-l găsească pe famenul etiopian. Păi 80 de kilometri, Dumnezeu, că noi mai avem obiceiul să întrebăm cât sunteți la biserică. Eu nu știu dacă o întreba Filip, Doamne, cât sunt acolo în pustie? Pe câți trebuie să botez? Păi zic, Domnul, du-te că vreau să-i vorbesc la unul singur. Dumnezeu iubește o persoană cum iubește 100 sau cum iubește 1000 sau 4000 de persoane, de membri. Așa iubește Dumnezeu un singur suflet. Binecuvântat să fie numele Domnului. Îi spune, du-te că ăsta trece prin pustie. Știți când avem nevoie să se arate dragostea lui Dumnezeu cel mai tare pentru viața noastră? Când trecem prin pustie. Spui ceva, Sebi, în seara asta de pustia, de furtună, de lucrurile prin care ne îngăduie Dumnezeu să trecem. Uitați-vă ce interesant. Famenul trecea prin pustie, dar nu trecea pustia prin el. Pentru că el avea cuvântul lui Dumnezeu. În pustie Dumnezeu trimite slujitorii lui să fie lângă tine. Știți ce spune Psalmul 84? Zice, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac, o preschimbă într-un loc plin de izvoare. Așa fac oamenii aceia care trec ei prin pustie, nu trece pustia prin ei. Ăsta nu a fost încruntat, supărat. Ce faci, frate? Am necazuri de nu mai ies din ele. Nu mai ies din ele. Păi ăsta e omul care are pustia în el. Când el crede, nu crede că Dumnezeu îl salvează, dar zice, cred că o să mă îmbolnăvesc. Cred că o să fac infart. Nu, ați auzit ce credință îi la unii? Cred că copilul nu mă mai ascultă. Cred că o să se întâmple ceva. Când e vorba de negativism, imediat suntem foarte credincioși. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Domnul îi spune, Filipe, du-te, că în pustie omul are nevoie să simtă dragostea mea. În pustie Dumnezeu își trimite slujitorul lui ca să-i arate famenului că el e iubit de Dumnezeu. Dacă e respins de oameni, dacă e căldura peste el, dacă viața lui dată peste cap după 2000 de kilometri, Dumnezeu îi spune, eu te iubesc în toată pustia prin care treci. Binecuvântat să fie numele Domnului. Psalmul 91 cu versetul 11, ce spune? El va porunci îngerilor săi să te păzească. De ce? Ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Arată cuvântul acesta că Dumnezeu, când trecem prin pustie, Dumnezeu ne arată că suntem importanți înaintea Lui. De aia te sună un frate, de aia te sună o soră, de aia te sună cineva să-ți spună, uite, m-am gândit la tine, nu știu de ce, te-am visat azi noapte, Domnul mi-a arătat, știi ce-s oamenii ăștia pentru tine? Îs îngerii lui Dumnezeu pentru pustia prin care treci. Hai să învățăm de la famenul ăsta, indiferent prin ce situație trecem, să nu lăsăm pustia să treacă prin noi.
ci numai noi să trecem prin pustie. Ai cuvântul lui Dumnezeu, n-ai de ce să te plângi. Nu-i pustia înăuntru, ci pustia e numai în afară. Vă aduceți aminte de nevasta lui Lot, da? Femeia aceasta a fost femeia care trăia în Sodoma, dar și Sodoma trăia în ea, da? Într-o noapte, într-o clipă, îngerul o împinge și pe ea de spate și o scoate afară din Sodoma. Dar știți ce a fost interesant? Că n-au putut scoate Sodoma din ea. Pentru că ea era în Sodoma și Sodoma era în ea. Famenul ne arată că el era în pustie, dar pustia nu era în el. El era bucuros să poată citi cuvântul lui Dumnezeu. Era bucuros să aibă cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă a fost respins, chiar dacă nu l-au pus la rugăciune. Nu, dar dumneavoastră n-aveți din ăștia care să supără că nu le-a fost rândul la predică, la îndemnuri, la comitet, la mai știu eu ce. Dom'le, nu mai pus, el are carnesel, 3 luni, 3 săptămâni și o zi de când nu mai pus la predică. Nu, famenul nu era curios, el era bucuros de cuvântul lui Dumnezeu. Știi cum vedem dragostea lui Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna când iubește pe cineva sincronizează lucrurile. Amin. Dumnezeu sincronizează lucrurile. Eu cred ceva, săptămâna asta de evangelizare pentru biserica dumneavoastră e sincronizarea lui Dumnezeu. Știți când ajunge Filip carul acesta? Când ăsta ajunge la Isaia 53. Cât o citit Isaia 5, l-a văzut 6 pe Domnul cum apărea, serafimii, o văzut, l-a lăsat Domnul să citească. Când s-a apropiat de punctul central și de ceea ce e cel mai important în cuvântul lui Dumnezeu, când se vorbește de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului, în momentul acela Dumnezeu sincronizează lucrurile. Îi spune versetul 3:29, Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge, grăbește pasul, că Dumnezeu cunoaște viteza de deplasare. Dumnezeu cunoaște ritmul lui de citire, viteza lui de citire. Și Dumnezeu a știut să sincronizeze citirea famenului cu viteza lui Filip. Și ajunge, spune cuvântul Domnului, când a ajuns, l-a auzit pe famen că citea din Isaia 53. Exact punctul cel mai important al cuvântului lui Dumnezeu, când se vorbește de Iisus Hristos. E cel mai important și zice Domnul, du-te că eu sincronizez. Vreau să-ți spun ceva. Tu ai venit în seara asta, în locul acesta, sub povara ta, sub gândurile tale, sub pastilele tale, sub nedormitul tău, sub abandonul soțului tău, sub... Nu mai vreau să mai înșir, că dumetale știi. Vreau să-ți spun ceva, că Dumnezeu o sincroniza seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu cu sufletul tău. Ca sufletul tău să primească bucurie, Dumnezeu te-a adus în seara asta, în locul acesta, ca să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Fie seara asta, seara în care să pui la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru, ce mai vedem în pasajul acesta? Știți ce mai vedem? Vedem primul lucru că orice om e important înaintea lui Dumnezeu. Fiecare om e important. Diferent de păr, de culoarea pielii, de sărăcie, v-am spus, sau de bogăție. Dumnezeu ne iubește la fel pe fiecare. Al doilea lucru care îl vedem în pasajul acesta este că nimic nu umple inima omului ca și cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu umple inima omului ca și cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, când mergi cu mașina sau mergi undeva, ce te atrage cel mai tare? Cuvântul lui Dumnezeu, așa e? Sau telefonul? Nu? Sau tableta. Știți? Ăsta era atras de cuvântul, a început cuvântul lui Dumnezeu să-i umple inima. A început cuvântul lui Dumnezeu să prindă rădăcină în viața lui. Și ăsta, știți ce face? Pe mine m-a șocat pasajul acesta. Auziți? Zice că vine Filip la el și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și știi ce spune? Nu înțeleg. Dar întrebarea e, dacă nu înțelegi, de ce ai mai citit? Nu? De ce citești dacă nu înțelegi? Așa e că e greu să citești și când înțelegi. Apoi când nu înțelegi. De câte ori, Doamne, n-ai închis Biblia și ai zis, nu-i pentru mine, eu am citit. N-am ajuns în Deuteronom, când am ajuns în Levitic. N-am mai înțeles nimic. N-am mai înțeles, cum a zis o doamnă. Zic, aveți Biblia acasă? Zice, da. Zic, ați citit din ea? Zice, nu, niciodată. Păi de ce? Zice, mi-a zis preotul că e o carte sfântă și să nu mă ating de ea. Zic, Doamne, jumate, eu am avut dreptate. Biblia e o carte sfântă, e Sfânta Scriptură, e Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Biblia nu trebuie ținută închisă, ci Biblia trebuie ținută deschisă. Trebuie citit de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Uitați-vă câtă, nu știu cum să o numesc, toată lumea o numește depresie. Spun, domne, frate, sunt depresie,
Mama mea, surorile în vârstă, aduceți-vă aminte. Vă dau un exemplu. Mama mea a crescut 10 copii. Eu am fost cel mai mic în familie. Dar vă spun, n-am auzit-o niciodată să spună că e în depresie. Și nu a avut pampersuri, nu ne-au crescut pe niciunul cu pampersuri, nu a avut cuptor cu microunde, nu a avut mixer, nu a avut, a fost sărăcie luce. Niciodată n-am auzit-o să stea în pat o zi să zică, lăsați-mă că simt că îmi bubuie capul. Îs în depresie, cheamă pe cineva să se roage pentru mine. Cheamă, uitați, vedeți, acum toată lumea, domne, lasă, e în depresie, e în pragul depresiei. Dar ce-a făcut diferența între generația părinților noștri și generația noastră? De ce ei nu au avut, că în cazuri au avut și ei? Și probleme și sărăcie au avut, nu ca noi. Ai pușcat din deget, a venit Glovo la tine acasă. A venit, mai știu eu ce, nu mai dau, că ești obișnuit, da, ai aplicația acolo, copiii tăi comandă direct. Dar ce-a făcut, ce face diferența de părinții noștri? Nu au avut depresie și generația noastră tătă-i zombie. Tătă-i numai cu tristețe. De ce? Vă spun ceva și știu că o să-mi dați dreptate. Când intrai în casele pocăiților înainte, știi ce găseai pe masă? Știi cum arăta Biblia fraților? Plină de tocană, de mămăligă, de... De ce? Acolo o țineau, mâncau și uite așa făceau. Dădeau și citeau în continuu. Vă spun, soacra mea, anul trecut, i-am fiecare an, dar anul trecut sau cu doi ani, nu mai știu, nici nu mai întreb de atunci că am auzit ceva ce m-a cutremurat. Soacra mea a făcut 80 de ani, Domnul s-o binecuvinteze. Anul trecut sau cu doi ani, până în luna august, avea citită de 4 ori Biblia. Până în luna august. Ea nu e expertă nici în prăjituri, nici... are ea niște prăjituri care le face la copii și nouă, suntem vecini cu ei acolo. Când mergi la ei în casă, suntem acolo lipiți unii de alții, Domne, în continui cu mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce a făcut diferența între generația bătrânilor și generația noastră. Știți ce a făcut diferența? Cuvântul lui Dumnezeu. Se alimentau din cuvântul lui Dumnezeu, găseau promisiunile, găseau nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai simțeau gustul mâncării, că nu-i sărată, că nu-i cu carne. Pentru că ei aveau cuvântul vieții. Famenul a început să citească cuvântul vieții. Și știi ce se întâmplă? Cuvântul lui Dumnezeu, când îi citi, Dumnezeu începe să lucreze. Amin. Când te apuci de cuvântul lui Dumnezeu, și dacă nu înțelegi, când a venit Filip și îl întreabă, înțelegi ce citești? Ce a zis oamenii? Păi tu mă întrebi pe mine? Nu, asta e boala românească. Păi știi câte diplome am eu? Știi câtă școală am gătat eu? Tu mă întrebi pe mine? Păi tu crezi că eu am ajuns degeaba ministru de finanțe? Nu. Întotdeauna când citești cuvântul lui Dumnezeu, ai puterea să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Ministru de finanțe recunoaște, nu înțeleg. Nu, când recunoști că nu înțelegi, că nu poți să te lași, că nu poți să renunți, în momentul acela Dumnezeu începe să intervină. Ăla-i momentul care rupe legătura de necredință. E momentul care rupe legătura de neștiință. Acolo unde e păcat, Dumnezeu are puterea. În momentul când noi recunoaștem, nu putem. Nu pot, Doamne, să mă las. Nu pot, Doamne, să merg mai departe. Nu pot. În momentul acela, Dumnezeu își arată puterea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă spun, famenul ăsta, mă întreb, de ce l-a auzit Filip? Ăsta citea cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Zice cuvântul Domnului așa, Filip a alergat, versetul 30, și a auzit pe famenul etiopian citind pe prorocul Isaia. Întrebarea lui, de ce l-a auzit că citea Biblia? Citea cu voce tare, da? Citea cu voce tare. Vreau să-ți spun ceva, te-ai pocăit, poate de un an, de doi, de cinci, de zece. Domne, ai fost cel mai prăpădit din bloc. Urlai când deschideai ușa jos la scară, de toți stăteau drept în apartamente, că știa că iar a venit mor de beat, Vasile, și rupe scara, nu? Toți s-au ținut frica, toți s-au ținut spaima cartierului, nu se punea nimeni cu tine. Scandaluri peste scandaluri, urlat și blăstămat și înjurături. Îți spun ceva, când îl întâlnești pe Dumnezeu, n-ai voie să schimbi tonul, ci să schimbi numai conținutul. Deci tot cu voce tare. Că ăsta o lua cuvântul lui Dumnezeu și dă cu voce tare. Dați-mi voie să cred că omul acesta avea defect profesional. Da? Ca și
ministru de finanțe. Nu puteai fi un mototol, că nu te ținea împărăteasa, da? Să stai tu acolo, mototol. Asta a făcut defect profesional, așa era vocea lui, citea cu voce tare. Dar uitați-vă unde-i frumusețea. Să te audă bătrâna de la doi și să zică, bă, nu mai urlă. L-am auzit, nu știu ce urlă, că au zis că Matei capitolul 3, Matei 4, Matei 5, nu știu cine e Matei ăla, dar l-aud când continuu vorbește de Dumnezeu. Aleluia. Îți spun ceva, când te întâlnești cu Dumnezeu, nu schimba tonul, ci schimbă conținutul. Amin. Rămâi tot la cota aia, urlă în continuare, dar nu pe copii, nu pe nevastă, nu? Știi ce-i ciudat? Dom'le, la lucru, la acasă, ai tonul de pică termopanul. Și când vii la biserică, te pune la un îndemn, moale ca apa, nu te aude nimeni. Păi, domne, dacă urli acasă, vorbește tare și la biserică, domne, să te înțeleagă când citești cuvântul lui Dumnezeu. Filip l-a înțeles, că ăsta e Isaia 53. O înțeles și capitolul, o înțeles și ce citea. Nu? Asta face omul când îl întâlnește pe Dumnezeu. Când ia în mână cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu începe prin cuvânt să-i umple inima. Inima lui era interesată să mai audă. Inima lui era interesată să mai primească. El nu a zis, bă, gata, nu mai, m-am plictisit. M-am plictisit, oprește-te, nu mai, pe ăsta să nu mai aduceți pe la noi. De ce? Ne-a plictisit. Nu mai înțeleg, nu mai atâta ne învârte, nu. Ci din contră, devenea o sete tot mai mare în el. Dar uitați-vă când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, frații mei. Filip nu-l ia cu altceva. Filip nu-l ia cu altceva, nici cu politică, nici cu starea vremii. Nu? Cum suntem noi? Tare bun politicieni suntem noi. Când vine câte unul mare, un consilier, de fapt toți sunt mici, că toți s-au născut mici, toți oamenii se nasc mici, copii mici, da? Dar mai vine câte unul, ba pe de pe la poliție, la noi la evanghelizări, mai vine ba un primar, ba nu știu cine. Dom'le, atâta transpirăm, atâta ne cocoloșim, să nu-l cumva, să nu se supere, să nu. Ăsta, Filip, știi ce au zis? Tu ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, mă. Eu numai asta îți spun. Nu l-o întreba cu ce partid sunteți, că și noi în România cu anul ăsta avem alegeri. Să vedem și cam cum vă înțelegeți cum bără. Nici nu a fost curios, nici cât să, dacă are pensie specială. Nu l-a întrebat Filip de nimic. Dar uitați-vă obiceiul nostru. Obiceiul nostru, când vine, ne dă Dumnezeu un pește mare în mână. Știi ce facem? Atâta luăm solzii de pe el, atâta, în loc să-i dăm cuvântul lui Dumnezeu. Să le spunem oamenilor că ei au nevoie de Dumnezeu. Că în depresie, că omul când vine să-și pună capăt zilelor, Dumnezeu are soluție pentru el. Când zice că nu mai poate, Dumnezeu spune, am putere să te eliberez. Pentru că Domnul Iisus în ziua învierii a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie numele Domnului. Filip nu-și bate joc de cuvântul lui Dumnezeu, când famenul avea nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu începe să fie politician, să nu-l supere, să nu-l năcăjească. Poate nu mai vine la botez. Nu! Nu vedeți că am ajuns noi așa să fim prea meticuloși când omul are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți ceva, tratamentele cele mai bune pentru organism sunt alea care au parcă gustul cel mai rău. Spune-i, Doamne, omului în față. Spune-i omului, nu-i bine, așa au zis și eu am botezătorul, da? Către Irod. Nu zic, bă, mă protejează, nu pot să-i spun că suntem prieteni. Prietenie în slujire, nu. Când e vorba de slujire, când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, acolo nu este prietenie. Nu ne împrietenim cu Irod ca să ne protejeze, că pe noi ne protejează Dumnezeu, mărit să-i fie numele Lui. Și Irod, Ioan Botezătorul îi spune, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău Filip. Nu ți este îngăduit. Nu, îi spune în față. Domnul Iisus transmite și spune, spune-ți vulpii aceleia. Oare i-ar fi transmis? 100%, da? De aia o și ajuns la Golgota, pentru că i s-a transmis, s-a răzbunat, da? Dar vreau să vă spun în seara aceasta ceva. Noi suntem chemați când vestim cuvântul lui Dumnezeu să-L dăm oamenilor pe Hristos. Amin. Că e o înmormântare, că e o binecuvântare, că e evanghelizare. Noi trebuie să spunem oamenilor nu ce am făcut noi, nu ce facem noi, ci ce face Hristos pentru Amin. Noi. A început Filip să vorbească despre Domnul Iisus. Și știți ce se întâmplă? În momentul când omul înțelege cuvântul lui Dumnezeu, omul acela se luminează. Ăsta e semnul că o înțeles cuvântul lui Dumnezeu.
Ăsta-i semnul. Zice că nu i-o zis, mă, avem botez în primăvară, vii să te botezi. Nu i-o zis nimeni nimic de botez. El o înțeles. Dacă la început nu înțelegea, la final zice, mă, dar pricep, înțeleg, că am nevoie de botez. Și el spune, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? De ce? Înțelege cuvântul lui Dumnezeu că cineva i-a dat cuvântul lui Dumnezeu. I-a dat cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Acum câțiva ani am fost la o înmormântare în județul Cluj, între, de fapt, și e județul Cluj, așa? Da, mulțumesc. Între Oradea și Cluj, în partea aceea, nu vă zic unde. Și murise un domn, un frate, era singurul pocăit în familia lui, soția lui nu era pocăită, copiii erau, băiatul lui era pe la Timișoara, un interlop acolo prin Timișoara, fata lui era ceva judecătoare pe la București, pe la înalta curte de casație și justiție, și cineva m-a rugat, uite, n-ai vrea să vii la înmormântare, că zice, vin oameni nepocăiți, n-ai vrea să vii? Și am zis, ba da, vin. Și m-am dus, când am ajuns acolo, la capela cimitirului, era foarte multă lume, erau mulți de pe la București, mașini de București, negre, spălate, impecabili, oameni foarte aranjați, se vedea că erau din preajma famenului etiopian, din înalta societate. Cine conducea în mormântarea, zice către mine, mai erau vreo 10 minute până să înceapă, zice către mine, hai un pic, mai într-un colț, zice, vreau să-ți spun ceva. I-am dus într-o parte, zice, auzi, vezi ce oameni avem aici, da? Zic, da. Zice, auzi, dacă am putea să nu pronunțăm numele pocăință. Eu m-am uitat, păi zic, cum să nu pronunț numele pocăință? Atunci era mai curajos ca acum, era mai tânăr și era mai curajos. Păi zice, auzi, frate, zice, noi putem vorbi de pocăință, dar fără să pronunțăm, să nu-i omorâm pe oameni cu pocăința. Așa. I-am zis, frate, păi dar noi îi înviem cu pocăința, nu-i omorâm. Și am zis, nu mă, tu nu mă înțelegi. Păi zic, nu înțeleg. Înțelegeam, încercam să-l înțeleg din prisma lui. Și am zis, uite, încearcă să nu pronunți, uite ce oameni i-a dat Dumnezeu. Păi zic, de aia ne-a dat Dumnezeu. Că eu nu-i mai întâlnesc pe ăștia niciodată, zic, eu trebuie să le spun. Nu, zice, ascultă-mă, ăștia o să se supere, nu le place așa, să fie agasat, să le dăm cu pocăința. Zice, putem vorbi și de pocăință, fără să amintim strict cuvântul pocăință. Zic, uite, frate, eu încerc să nu rostesc cuvântul pocăință, dar nu vă pot promite. Nu vă pot promite că reușesc. Dar zic, eu o să mă străduiesc. Zice, bine. Zice, ce citim? Zic, Luca 16, Bogatul și Lazar. Păi zice, cum? Păi zic, eu numai asta o am de înmormântare. Zic, nu știu altceva, numai asta de înmormântare. Cu Luca 16. Am citit, fraților, numai de pocăință am vorbit. De pocăința bogatului târzie, a săracului în viață, numai de pocăință. Eu dădeam, nu mă uitam la el, el era încremenit aici lângă mine, înțepenit. I-am dat numai cu ochii în partea asta la altă, să nu mă uit la el. Când am gătat, o încerca să repare el un pic după mine, s-o gătat acolo, ne-am dus la groapă, în cimitir, la groapă nu m-am mai pus la nimic, să nu mai greșesc ceva, și s-o gătat. Am plecat de pe deal, coboram spre mașină. Când coboram singur la mașină, cineva a venit la mine și mi-a zis, zice, vreau să vă spun ceva. Și am zis, ziceți. Era cineva, bănuiesc, de pe la București, îmbrăcat foarte bine, un bărbat așa, spre 50 de ani, un bărbat puternic, o zis către mine lăcrimând, o zis așa, domnule, ce ați spus astăzi eu n-am auzit în viața mea. Zice, am simțit parcă totul era pentru mine. Și m-am uitat la el, i-am zis, domnule, și mie mi-a venit să plâng atunci. Și am zis, domnule, am zis, s-au meritat o cara care mi-a dat-o. Și am zis, să știți ceva, dacă ați simțit că a fost mesajul pentru dumneavoastră, să țineți cont că Dumnezeu vă iubește. Amin. De aia ați venit aici, amin, că Dumnezeu iubește, amin, ființa dumneavoastră. Amin. Căutați-L pe Dumnezeu. Amin. Zic, apropiați-vă de Dumnezeu, amin, și o să vedeți că Dumnezeu e Cel care se va implica în viața, slavă, dumneavoastră. Slavă, uitați-vă că oamenii asta vor. Ori veni grecii la ucenici și știți ce au zis? Domnilor, Ioan 12, vrem să-L vedem pe
Pe Iisus, asta era dorința famenului. Îl căuta pe Dumnezeu evreilor. Drum din ăsta. O făcut și împărăteasa din Seba. Da? Și au venit să-l vadă, nu pe Domnul, nu pe Dumnezeu. Nu-l căuta pe Dumnezeu. Pe cine căuta? Pe Solomon. Să-i asculte înțelepciunea, să ia notițe, să vadă ce bogăție are, cum s-a dezvoltat. Și ajunge unde? Tot la Ierusalim. Tot la Ierusalim. Vede înțelepciunea, i-o ascultă, vede că e înțelept și pleacă înapoi. Pleacă acasă. Dar uitați, vine famenul etiopian la Ierusalim și nu caută mormântul lui Solomon, nu caută mormântul împăratului David, nu caută să vadă dacă mai e ceva cărți din înțelepciunea lui Solomon, ci îl caută pe cel ce i-a dat înțelepciune lui Solomon. Îl caută pe Dumnezeul cel adevărat. Și știi ce se întâmplă? Dumnezeu se lasă găsit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Tot ce dă Dumnezeu aduce lumină în viața omului. O zis oamenii, înțeleg, știu că trebuie să mă botez. Știu că trebuie să mă botez. Totdeauna când Dumnezeu ne vorbește, El ne luminează, frații mei. De-aia ne putem întoarce la Dumnezeu. Că Dumnezeu ne luminează. Vă dau un exemplu, în Ioan capitolul 2, Biblia vorbește despre nunta din Cana Galilei, da? Și acolo spune cuvântul Domnului că au rămas la nuntă, de obicei foarte greu la nuntă să rămâi fără mâncare și fără băutură. Și acolo spune Biblia că nunta au rămas, e ciudată, e Domnul prezentă, sunt ucenicii, mama Domnului și totuși se întâmplă tragedia asta, rămân fără băutură. Acum, dacă au rămas fără băutură, v-ați gândit de ce au rămas fără băutură? Logic. Că au băut-o toată. Că au băut-o toată. Acum eu în copilărie mă gândeam, ori fi fost români, cu mintea de copil. Pe acolo, pe la nuntă, de obicei, unde e românul, s-aspiră tot, s-rade tot. Dar nu, sigur n-au fost români acolo. Dar e ceva ciudat. Ori băut toată băutura și nunta nu era pe gata. Era pe gata să spună, bă, nu mai dăm acum, că oricum se pleacă într-o oră acasă. Mai tortul, cine o mâncat, o mâncat, cine o băut, o băut, la revedere. Nu, ăștia erau beți, că au băut toată băutura. De ce Domnul îi spune când transformă apa în vin? De ce Domnul spune special, scoateți și duceți nunului, nașului? De ce trimite special, nu zice, dă la toată lumea, zice, primul îi duci la naș. Știți de ce i-o dat nașului? Că ăla era cel mai beat. Nu-i de râs, că la ăsta pui cea mai bună mâncare. Lui pui cel mai mult, da? Și uitați-vă ce e interesant. Nașul mor de beat. Primește vin din partea Domnului. Știți ce se întâmplă? Se trezește. Nu se-mi bată mai tare. Nu se-mi bată mai tare. Se luminează. Știe care e mai bun și care e mai rău. Cei care v-ați pocăit și ați avut probleme cu băutura înainte. Știți că omul biat, eu n-am băut niciodată, nu m-a interesat, da? Auzeam vorba că dacă l-ai îmbătat, poți să-i dai motorină după aia. Era vorba de motorină. Numai un pic să miroase alcool, că îți bea orice. Uite că nașul ăsta n-a mai băut orice. Că a primit ceva din partea Domnului. Aleluia. Și când a primit ceva din partea Domnului, el s-a trezit. O știut să facă diferența, au zis ce mi-ai dat înainte și m-ai îmbătat, a fost groaznic. Ce dai acum, ăsta-i vinul cel bun. L-ai ținut la urmă, vinul cel bun. O zis cineva odată, bă, ai văzut că și Domnul a făcut vin, voi de ce nu beți? Și am zis, bă, dacă îmi dai din ăla, beau și eu. Dacă îmi dai din ăla ce îți aduce limpezire, ce te face să te... din ăla ce te liniștește, nu te face să sar la bătaie, nu te face să te clatini. Gândiți-vă. Că ce-o dat Domnul, i-o adus limpezire. Ăsta o știut să discearnă lucrurile. Asta se întâmplă cu ceea ce primim din partea lui Dumnezeu. Ne aduce lumină, cuvântul lui Dumnezeu ne luminează. Cuvântul lui Dumnezeu intră în inimile noastre și transformă. Exact precum un medicament, așa transformă cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți ceva, când a primit cuvântul lui Dumnezeu famenul etiopian, el a înțeles că trebuie să facă botezul. Și acum vreau să vă spun celor care nu sunteți din Biserica Pentecostală sau din mediul evanghelic. Vreau să vă spun din pasajul acesta, știți care e botezul adevărat? Ăla care rămâne în urma lui, rămâne bucurie. Ăla, așa scrie Biblia. Zice, când a ieșit din apă, famenul și-a văzut de drum plin de bucurie. Nu, eu vă întreb, n-am fost niciodată la un botez în
biserica tradițională. Nu m-a chemat nimeni, acum nu mai ești nici curios. M-am mai uitat pe YouTube să văd și eu cum se desfășoară. Dar unii dintre dumneavoastră ați văzut. Când a băgat copilul în apă și l-a scufundat în apă, vă întreb, când a scos, ați văzut vreunul râzând? Vreun copil? Să râdă, să zică, mai bagă-mă o dată. Să se tragă acolo în bazinul acela de apă. Nu, ci toți plângeau. Uitați-vă că botezul adevărat e ăla care atunci când ieși din apă plângi de bucurie. Plângi că ceva s-a transformat în tine, s-a schimbat, zice că fame nu. Nu și-o pierdut bucuria la Ierusalim, ci Domnul i-a înmulțit-o când a intrat în apa botezului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru care îl vedem în pasajul acesta, vedem că nimic nu umple inima omului decât cuvântul lui Dumnezeu. I-a umplut inima famenului. Și știi ce aș vrea? Să umple Domnul și inima ta. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Ai auzit cuvântul Domnului și aseară și în fiecare seară. Adună-l, ca Maria. Maria zice că aduna și păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și mai vedem un lucru în pasajul acesta. Știți ce mai vedem? Vedem că Hristos a plătit totul. Hristos a plătit totul. Domnul ne iubește pe toți la fel. Am văzut și vedem că Domnul este Cel care nu ne ține în seamă nici culoarea pielii, nici alte lucruri, ci Domnul ne iubește pe toți la fel. Amin. Vedem că nimic nu umple cuvânt, inima noastră ca și cuvântul lui Dumnezeu. O umplut-o a famenului, o umplut-o a mea, o umplut-o a multor frați din locul acesta și cred că în seara asta Domnul poate umple. Aleluia. Să ne umple și să ne facă, aleluia, Domnul să ne îndrăgostim de cuvântul Lui. Aleluia. Slăvit să fie numele, aleluia, Domnului. Și al treilea, aleluia, lucru. Ce se înțelege din pasajul acesta este că Hristos a plătit totul. Amin. Amin. V-ați gândit vreodată de ce românul se pocăiește greu? Știți de ce? Că nu-l costă nimic. Că dacă ar fi ceva, cât costă? 100.000, 10.000, ar crede că e mântuit. Dar cum, Doamne, asta nu înțeleg oamenii. Cum, Doamne, așa? Nu m-am rugat, mi-am cerut iertare. Păi copilul tău cum face? Îți pupă picioarele? Să târie pe burtă, să-l ierți? Nu. Ci când vine și vezi că îi tremură lacrima în ochi și îți spune, îmi pare rău de ce am făcut, îmi pare rău că te-am supărat. Îți mai trebuie altceva? Îl ierți, așa-i? Știi de câte ori ți-o greșit copilul tău? Nici eu nu mai știu de câte ori i-o greșit copiii noștri. Dar știți de câte ori i-am iertat? Totdeauna i-am iertat. Așa e iertat și dumneatale. Și așa iartă și Dumnezeu. Mântuirea, frații mei, nu ieftină, ci o veni gratis. Dacă primești o mașină gratis, nu înseamnă că a fost ieftină. Înseamnă că cineva o plăti pentru ea și ți-o dat-o ție gratis. Românul, dacă ar fi, vedeți, famenul iasă din apă, Doamne, cât mă costă? Nimic. Zice că Duhul l-a și răpit pe Filip, nu cumva să-l îmbie cu ceva, cum l-a îmbiat Naaman sirianul pe Elisei. Nu, s-a luat și a plecat. Pentru că, să știți, mântuirea se dă în dar. Amin. Darul mântuirii vine din partea lui Dumnezeu. A fost cel mai scump dar din universul acesta. Dar a fost primit gratis. Pentru că a fost plătit de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Domnul a plătit pentru noi. În Vinerea Mare, când a fost răstignit, știți ce a însemnat răstignirea lui pe cruce? O arăta factura. Cât era factura de mare? Cât costa acolo? Câte zerouri? Știți câte zerouri au fost? Nu s-au putut citi niciodată. Și-au zis, Domnul, asta e factura. Atâta-i costul. Dar așteptați 3 zile, că vin cu chitanța. Știți ce înseamnă chitanța lângă factură? Că plata a fost făcută. Că dacă ai mulți cu firme, au avut facturi peste facturi și nu le-au mai achitat, sau cei care trebuia să le achite, nu le-au mai achitat. Dar Hristos a zis, astăzi vă arăt factura cât costă și duminică o să strigați că am plătit chitanța și s-o achitat suma. O să simțiți eliberare, o să vedeți ce fac pentru voi. Și asta s-a și întâmplat. Marii preoți ori strigat în gura mare, ei ori striga prima dată că Hristos a înviat. Și noi de 2000 de ani strigăm că Hristos a înviat. Hristos a venit în lumea noastră, nu să ne dea zile libere. Hristos a venit în lumea noastră, nu să avem coșurile de cumpărături pline, ci Hristos a venit în lumea noastră să avem viață veșnică, să avem bucurie, să avem cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător, roditor în inimile noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să înțelegi în seara asta că mântuirea n-ai cum să o primești numai în dar din partea lui Dumnezeu. Acceptă darul lui Dumnezeu. Singurul care îți poate ridica povara, singurul care te poate ierta și elibera, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului.
Citeam săptămânile trecute de Bill Gates, omul ăsta cu prostiile lui, cu vaccinul și cu ce-o mai făcut el anii trecuți, s-o plătit nu știu câte milioane pe la ceva televiziuni americane să-i mai spele imaginea. Nu știu cât i-au spălat ăștia imaginea, că au zis că e cam șifonat, s-o cam murdărit cu vaccinul și cu alte lucruri. Dar vă spun, nu știu dacă americanii i-au spălat imaginea, dar eu știu ce zice Ioan în 1-a epistola sa, capitolul 1 cu versetul 7. Aleluia. Știți ce spune? Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Noi suntem în seara asta în locul acesta, pentru că Hristos a plătit în locul nostru. Slăvit să fie numele Domnului! Uitați-vă ce frumos e! Domnul nu-i complică lucrurile. Nu complică lucrurile. Și Domnul face o ceremonie simplă. Nu poze de botez, nu flori la botez. Nu a avut nicio poză. Să se zică la nipoții lui, de la frați, dacă au avut, că era famen, uite aici cum a fost unchiul la botez. Uite aici cum am fost eu la botez. Nu a avut poze. Pentru că să știți ceva, Dumnezeu a simplificat mântuirea. Cine crede în Fiul are viață. Deci să țineți minte, în ziua când vom pleca din lumea aceasta, contează un singur lucru. Dacă l-avem pe Fiul sau dacă nu l-avem pe Fiul. Ăsta face diferența. Nu o să întrebe nimeni ce sicriu, că dacă i-ați băgat bani în buzunar. Nimeni. Ce ne interesează pe noi când cineva pleacă din lumea aceasta, dacă l-a avut pe Fiul. Amin. Și zice cuvântul Domnului că Filip l-a predicat pe Fiul lui Dumnezeu și îl primește faminul pe Fiul lui Dumnezeu în inimă. Slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă ce frumos. Faminul acesta are puterea să se smerească. Zice că s-o coborât. Să știi ceva, fratele meu, sora mea, Doamnă și Domnule, când te hotărăști să umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu arată ce resurse are El. Dumnezeu întotdeauna își arată puterea resurselor Lui. Și vă dau daci din cuvântul lui Dumnezeu. Zice că în pustie, faminul strigă așa. Uite, apă. Păi, frații mei, ce înseamnă apa în pustie? Păi nu găsești de o cană de apă. El avea de un bazin de apă să-l scalde. Păi cine poate face așa ceva în pustie? Dumnezeu. Eu zic, tu te hotărăști, da, restul mă ocup eu. Nu te îngrijora de apă, nu te îngrijora, așa e că ești îngrijorată. Poate ai fost la seară și l-ai ascultat pe Gabi, dai un sos nemântuit acasă. Ai și ți-o spus că dacă te pocăiești, te omoară, te scoate afară din casă. Poate ai pe cineva în familie care îți face viața un pustiu. Știi că în pustia ta Dumnezeu are putere să aducă apa? Dumnezeu are putere să-și arate resursele Lui în pustie. Când n-ai o cană de apă, Dumnezeu zice, am pregătit. Să fi fost vreo 2 metri cub de apă acolo. Și nu s-au dus în nisip, ci l-așteptau pe fameni, că Dumnezeu l-a iubit. Și au vrut să-i dea și apa botezului în dar. Apa botezului i-a dat-o în dar. Eu zic, aici în pustie, este pentru tine. Este apă. Știți ce ar trebui să facem în seara aceasta? În seara aceasta trebuie să facem un singur lucru, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Amen. Vreau să te întreb, îți merge bine? Îți merge bine? Îți merge, așa-i? N-o caută-L pe Dumnezeu. Amen. Famenul mergea bine. Avea tot ce-i trebuie. Și în inima lui s-a ridicat o frământare să-L cunosc pe Dumnezeu. Și mai pe urmă vine Pavel și spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să mă fac părtaș, să fiu una cu El. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Îți merge rău? Caută-L pe Dumnezeu. Și dacă îți merge rău și dacă îți merge bine, caută-L pe Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Comuniștii spuneau, schimbă societatea și vei schimba omul. Hristos a venit să schimbe omul. Amin. Și prin om să schimbe lumea. Amin. Hristos a venit în lumea noastră să salveze omul. Aleluia. O chemat 12 ucenici. Aleluia. Unul l-a vândut, dar a făcut Dumnezeu un adaus cu al 12-lea. Și 12 oameni ormeșor împărzit lumea cu cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Nu s-or băgat să aibă posturi înalte, nu s-or băgat, vedeți, asta greșim, frații mei, noi avem cea mai înaltă chemare din univers. Astăzi vorbeam cu un frate slujitor, cu un diacon tânăr și el vrea, are familie, vrea și el cumva să se extindă și financiar și mai multe. Și i-am spus la telefon, i-am spus așa, nimic nu se compară cu ceea ce îți dă Dumnezeu. Amin.
Poți să ai blocuri în Cluj. Poți să ai case pe dealurile Clujului. Să ai cele mai bune restaurante. Dacă ai pierdut ceea ce ți-o dat Dumnezeu și nu pui preț pe ceea ce ți-o dat Dumnezeu, ești cel mai nefericit. Dacă accepți ofertele lumii, o zis Domnul Iisus, să câștigi toată lumea, nu să o plătești, numai să o câștigi, să ți se pună la picioare. Și ai pierdut ceea ce pot eu să-ți dau. Zici, ești cel mai nefericit, cel mai nefericit. Vreau să-ți spun în seara asta, eu simt în seara asta, în locul acesta, că Domnul e prezent aici. Domnul vrea să-ți umple inima. Spune-i Domnului, Doamne, trimite cuvântul Tău să-mi aducă vindecare. Trimite cuvântul Tău, Doamne, să umple viața mea. De când nu te-ai mai bucurat, sora mea și fratele meu? Când i-ai spus ultima dată, Domnului, te iubesc din inimă, Dumnezeule? Când i-ai spus ultima dată, mi-e dor de Tine? Ai spus la copilul din Anglia, ai spus la copilul din Spania, ai zis la ăla din America, care nu l-ai văzut de 10 ani. Știți că cerul e singurul loc de care ne poate fi dor fără să-l fi văzut? Ca să-ți fie dor de o țară, trebuie să fi fost măcar o dată în țara aia, în locul acela. Ca să zici, mi-e dor să mă mai duc în locul acela. Știți că așa a lăsat Dumnezeu în inimile noastre prin cuvânt, veșnicia Lui. Că noi când cântăm cântările veșniciei de dor după Domnul, știi ce facem? Plângem. De ce? Că ni-i dor de Domnul. Ni dor de veșnicie, n-am văzut-o niciodată, numai ni s-o descris. Și am început să creștem în inimile noastre împărăția lui Dumnezeu. Vreau să închei să ne rugăm, dar înainte să ne rugăm, am spus de multe ori iarna aceasta un lucru care l-am citit într-o carte săptămânile, lunile trecute. Am citit despre două triburi de indieni. Un trib stătea la baza muntelui și un trib sus pe vârful muntelui. Între cele două triburi era conflict de ani de zile. Nu s-au bătut niciodată, n-au avut război, dar erau tensiuni. Într-o zi, tribul de pe munte au coborât jos în vale și nu s-au bătut, nu s-au luptat cu cei din vale, dar au pus mâna pe un copil și l-au smuls din tabără și au fugit cu el sus pe munte. Când au văzut cei din tabără că lipsește copilul, s-au organizat vreo 4-5 bărbați și au plecat să urce pe munte să recupereze copilul. Două zile citeam că s-au învârtit în jurul muntelui căutând să găsească drumul de a urca sus pe munte. Atâta era de abrupt, atâta era de prăpăstios, încât n-au găsit două zile în continuu s-au învârtit în jurul muntelui și n-au găsit drumul spre vârf. După două zile s-au dat bătuți, s-au lăsat pe gubași. Și o zi, n-are rost să mai căutăm, că nu găsim, nu știm pe unde au putut ăștia să urce. Și când au plecat, s-au mai întors odată și s-au mai uitat spre culmile muntelui. Și când s-au uitat spre vârf, au văzut pe o femeie coborând cu copilul în brațe. Era toată rănită la mâini, pe față, sânge zgâriată. Când a ajuns femeia jos cu copilul în brațe, bărbații s-au mirat și au strigat și au zis, nu se poate. Noi ne-am chinuit 4-5 bărbați să găsim drumul spre vârful muntelui. Și nu l-am găsit, două zile ne-am chinuit. Cum ai putut să găsești drumul spre munte, spre vârf? La care femeia toată rănită, cu copilul în brațe. O zis către bărbații ăștia, zice, știți de ce voi n-ați găsit drumul spre vârf? Și au zis, de ce? Zice că nu era copilul vostru. Că dacă era copilul vostru, găseați drumul. Dar zice, ăsta a fost copilul meu, copilul meu. Și am găsit drumul spre munte. Știi ce a făcut diavolul cu noi? Ne-a smuls de lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu a căutat un drum. Aleluia. Aleluia. A căutat pe cineva care Aleluia. Să ne aducă înapoi. Aleluia. Și ca și mama aceasta, Aleluia. De 2000 de ani, Aleluia. Poartă rănile în mâini. Aleluia. Căci fiul omului a venit să caute Aleluia. Și să mântuiască. Aleluia. O striga Domnul Iisus că s-a găsit drumul. Și au zis în Ioan 14:6, au zis, eu sunt calea, eu sunt drumul. Știi de ce te-a găsit Dumnezeu în seara asta, în locul acesta? Că ești a Lui. De-aia insistă Dumnezeu la tine. De-aia vrea Dumnezeu să te smulgă. De 2000 de ani Domnul salvează. Și în seara asta Domnul e gata să salveze în locul acesta. Spune-i Domnului, mi-e dor, Doamne, de Tine. Mi-e dor, Doamne, cântăm atât de mult, mi-e dor să simt prezența Ta. Dar oare chiar ți-i dor de prezența lui Dumnezeu?
N-ai vrea în seara asta să-i spui, Doamne, eliberează-mă! Tu știi legătura care te ține legat, Tu știi întristarea care e pustia care trece prin tine. Spune-i Domnului, Doamne, ar vrea prin mine să treacă cuvântul Tău. Aș vrea prin mine să treacă bucuria Ta, Doamne. Pustia să treacă numai pe lângă mine. Eu să trec prin pustie, dar prin mine să treci Tu cu cuvântul Tău. Aleluia! Simt că Domnul vrea să ridice pe cineva în seara asta. Știu că Domnul vrea să restaureze pe cineva. Poate ești o femeie care a fost batjocorită, care s-a uitat oamenii la tine dubios. Ori poate ești o persoană în locul acesta care ai fost arătată mult cu degetul și arătat. Îți spun în seara asta, Domnul se uită la inima ta. Și dacă ești sincer și cauți eliberarea, Domnul te găsește. Domnul te eliberează. Domnul te iartă pentru că e Dumnezeul nostru puternic. E Dumnezeul El Shaddai, Dumnezeul atotputernic. Vreau să intrăm în rugăciune și să-i spunem, Doamne, brațele Tale să ne apuce în seara asta. Brațele Tale să ne aducă înapoi în tabără. Să ne ierte, să ne elibereze, să rupă legăturile. Pe noi nu-i sânge, pe mâinile Lui-i sânge. El caută să salveze. Și în seara asta la câmpia turzii gata să salveze. Nu te costă nimic, El a plătit totul. El a plătit, spune-i Domnului, Doamne, sunt aici. Sunt în spate, sunt sus la balcon. Fie-ți milă de mine, Doamne. Nu mai am pe nimeni cu mine în car. Mă simt singur și singură, spustit. Vino Tu în car cu mine, Doamne. Vreau carul meu să se oprească și Tu să urci în carul meu, Doamne. Să mergi cu mine. Știți cum a mers Domnul cu famenul? Și-o văzut de drum plin de bucurie. Până unde? Până la capăt. Și noi în vremea aceasta aș vrea să plecăm din seara asta, din locul acesta, plin de bucurie. Dar până la capăt. Să nu ne mai pierdem bucuria. Să nu ne mai smulgă diavolul de lângă Domnul. Să nu ne mai smulgă. Să știți, în cea mai neagră zi a omenirii. Știți când a fost cea mai neagră zi a omenirii? Din totdeauna. Când s-a rupt legătura dintre om și Dumnezeu. Când Adam și Eva au păcătuit, a fost cea mai neagră zi. Te aștept să spui, Dumnezeu, nu mai am nevoie de voi, să nu vă mai văd. Îi pedepsește. Dar le dă șansă de întoarcere. Le dă și le face o promisiune. Și a spus, zice, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și știi ce se întâmplă? Domnul se ține de promisiune. Amin. Poate ești într-o perioadă neagră, într-o perioadă tulburată a vieții tale. Aleluia. Nu mai știi ce să faci. În cea mai neagră noapte a vieții tale, Hristos să aducă lumină. Aleluia. Hristos să aducă pace. Aleluia. Hristos să vindece inima rănită. Aleluia. Hristos să vindece sufletul bolnav. Sufletul bolnav să-l vindece Domnul.